2 Împărați, capitolul 4, versetul 8. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea stărui de el să primească să mănânce la ea și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis soțului ei, iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie de sus cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic ca să stea acolo când va veni la noi. Al Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El a zis slujitorului său, Gehazi, cheamă pe sunamita aceea. Gehazi a chemat-o. Și ea a venit înaintea lui. Și Elisei a zis lui Gehazi, spune, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpetenii oștirii? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Și el a zis, ce să fac pentru ea? Gehazi a răspuns, ea n-are fiul și bărbatul ei este bătrân. Și el a zis, cheamă. Gehazi a chemat-o și ea a venit la ușă. Elisei a zis, la anul, pe vremea aceasta, vei ține în brațe un fiu. Și ea a zis, nu, Domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu am măcit pe roaba ta. Femeia a rămas însărcinată. Și a născut un fiu, chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare. Și într-o zi, când se dusese pe la tatăl său, la secerători, a zis tatălui său, capul meu, capul meu! Tatăl a zis slujitorului său, du-l la maică sa. Slujitorul l-a luat și l-a dus la mama sa. Și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la miază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță. Vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el a zis, pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici sabat. Ea a răspuns, fii pe pace. Apoi a pus șaua pe măgăriță și a zis slujitorului său, mână și pleacă să nu oprești pe drum decât când ți-o-i spune. Ea a plecat deci și s-a dus la omul lui Dumnezeu pe munte, pe muntele Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și a zis slujitorului său, Gehazi, iată pe sunamita aceea. Acum aleargă dar înaintea ei și spune, ești bine? Bărbatul tău și copilul tău sunt bine? Ea a răspuns, bine. Și când a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele. Gehazi s-a oprit să o dea înapoi, dar omul lui Dumnezeu a zis, las-o căci este tare amărâtă. Și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Atunci, i-a zis, am cerut eu oare Domnului meu un fiu? N-am zis eu, nu m-am măci? Și Elisei a zis lui Gehazi, încingeți mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l întrebi de sănătate și dacă te va întreba cineva de sănătate, să nu-i răspunzi, să pui toiagul meu pe fața copilului. Mama copilului a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi. Și el s-a sculat și a mers după el. Gehazi le-o luase înainte și pusese toiagul pe fața copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei, i-a spus lucrul acesta și a zis, copilul nu s-a trezit. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnul. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil. Și copilul a strămutat de 7 ori și a deschis ochii.
Aleluia! Elisei a chemat pe Gehazi și a zis, cheamă pe sunamita. Gehazi a chemat-o și ea a venit la Elisei care i-a zis, ia-ți fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ. Și și-a luat fiul și a ieșit afară. Amin. Doamne Iisuse, acesta este cuvântul Tău. Cuvântul Tău întotdeauna este dătător de viață. Te rugăm în următoarele minute, însă dă-ne încă o dată cuvântul Tău. Însă dă-ne cuvântul Tău, Doamne, prin Duhul Tău. Și pentru că cuvântul Tău este dătător de viață, dă-ne tuturor viață în această seară. Și mulțumim, Doamne, că vom pleca de aici toți vii, vom pleca de aici toți bine, vom pleca de aici toți încurajați, pentru că Tu ești Dumnezeul vieții. Glorie ție, Doamne, pe numele lui Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mesajul din această după-amiază pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru toți cei ce sunteți aici la stânca și pentru toți cei ce ascultați Cuvântul lui Dumnezeu pe internet, este unul dintre cele mai dragi inimii mele, sufletului meu și Duhului meu. Mesajul din această seară l-am numit așa, credință exagerată. Nu există în Scripturi un text mai profund ca acesta. Nu există în Scripturi un text mai revoltător decât acesta. Nu există, din punctul meu de vedere, pe paginile cărții sacre, un alt text, un alt pasaj, care să fie mai incitant și mai de neînțeles decât ăsta pe care l-am citit. Repet, este unul dintre pasajele mele preferate, pentru că îmi dau seama încă o dată că Dumnezeul căruia noi ne închinăm este un Dumnezeu al vieții, nu al morții. Dumnezeul căruia noi ne închinăm nu este un Dumnezeu al mormântărilor, ci este un Dumnezeu al nunților. Acesta este Dumnezeul Bibliei. Știți, Biblia începe cu o nuntă, Geneza începe cu o nuntă și se termină cu un sicriu. Biblia începe cu o nuntă, mai sunt pe acolo ceva morți, unul, altul, mai moare, însă se termină cu nuntă. Se termină cu bucurie. Se termină cu viață. Pentru că Dumnezeul acestei biserici, a stâncii, Dumnezeul tău și Dumnezeul meu și Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul vieții. Slăviți să fie numele. Eu cred și predic și mă închin înaintea unui Dumnezeu care este Dumnezeul vieții. Credință exagerată. Ăsta este mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat în urmă cu câteva săptămâni și abia m-a așteptat să-mi vină rândul să-l predic. Vorbesc foarte serios, dar nu mă ziceți la mine. Atât de mult m-a încântat textul acesta, încât trepidam așa să ajung vremea asta, de astăzi, de acum, și să împreună să rovestesc cuvântul și descoperirile pe care Dumnezeu mi le-a dat mie săptămânile trecute. Credința exagerată. Știți de ce cred eu că femeia aceasta din Sunem a fost o femeie specială? Femeia din Sunem, zice Biblia, că era o femeie bogată. Și și-a permis luxul ca, după ce l-a cunoscut bine pe Elisei, și și-a dat seama că este un om al lui Dumnezeu, este un om sfânt al lui Dumnezeu, și-a permis luxul să vorbească cu soțul ei, și pentru că erau oameni înstăriți, o familie înstărită, fără copii, nu puteau să investească în copii, să-i trimite la școli. Și te costă un copil când trebuie să-l trimiți la școală, de te dor toate buzunarele. Și asta o să învețe copiii când la rândul lor vor avea copii. Că până atunci nu pricep taina asta pe care eu o spun acum. Însă o veți pricepe toate la vremea lor. Nu vă necăjiți, că vă vine și vouă rândul. Doar eu să aveți răbdare și să vă însurați, să vă măritați. Și să faceți copii. Însă femeia din Sunem era bogată. Și i-a făcut lui Elisei o cameră specială, un refugiu, o cameră de poposire, ca ori de cât era prin zona lor, să aibă omului Dumnezeu și slujitorul lui un loc de popas. Însă femeia din Sunem era bogată, dar bogăția ei adevărată nu erau banii. Să știți că bogăția acestei femei, adevărata bogăție acestei femei, nu erau banii. Știți în ce cred eu că consta adevărata bogăție acestei femei? În respectul pentru omul lui Dumnezeu. S-a
S-a uitat la omul lui Dumnezeu și i-a zis soțului lui, ăsta este un om sfânt al lui Dumnezeu și pentru că este un om sfânt al lui Dumnezeu, îi facem casă, îi facem o cameră de oaspeți. Știți, când îl respecti pe omul lui Dumnezeu, de fapt îl respecti pe Dumnezeu. Când îl respecti pe pastor sau pe diacon sau pe prezbiter sau pe slujitor sau pe cântăreț sau pe cel ce se roagă, pe omul lui Dumnezeu, când îl respecti, de fapt îl respecti pe Dumnezeu. Bogăția, cred eu că adevărata bogăție acestei femei era în respectul pentru omul lui Dumnezeu, deci implicit pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să respectăm pe toți oamenii lui Dumnezeu. Eram într-o altă biserică zilele trecute și săptămânile trecute și am făcut un anunț în biserică. Și am făcut un anunț care trebuia să-l fac și o soră din biserică zice către alta despre cel ce-a făcut anunțul. Auzi și la ăla ce anunță. Auzi și la ăla ce anunță. Nu mi-a plăcut ei anunță. Auzi și la ăla ce anunță. Acum, sunt convins că n-a fost dispreț față de omul lui Dumnezeu. Însă, fraților, adevărata noastră bogăție este, și nu sunt bani, că banii ăștia sunt făcuți să circule. Adevărata noastră bogăție este să îi respectăm pe oamenii lui Dumnezeu. Amen. Și când respecti pe omul lui Dumnezeu, de fapt îl respecti pe Dumnezeul în care tu crezi. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă, bogăția, numărul 2, bogăția adevărată a acestei femei mai consta încă în ceva. Că a devenit mamă. Să fii mamă este o mare bogăție. Să fii mamă este un mare favor. Să fii tată e și mașină. Dar să fii mamă, bine, am exagerat un pic, dar să fii mamă este, la modul serios, cred și mărturisesc și știu, este o mare bogăție. Însă bogăția ei adevărată era că a devenit mamă, însă nu orice mamă. Și o să vedem imediat ce fel de mamă a fost Sunamita, aceasta femeie din Sunem. Am citit o chestiune foarte interesantă, un eseu foarte interesant săptămânile trecute și mi l-am notat. Despre cum gândește un copil despre mama. Cum gândește un copil despre mama. La 4 ani, cum gândește un copil la 4 ani? Mama, mă rog, și tata, dar vorbim acum despre mama. La 4 ani copilul gândește, mama știe tot. Fiți atenți. La 8 ani, copilul gândește, zice, mama știe multe. Fiți atenți. La 12 ani, copilul gândește, mama nu știe. La 14 ani, mama mea nu știe nimic. 14. Bine, așa nu sunt de la stânca, să știți. Categorică din Aiurea, din altele astea. La 16 ani, mama mea, ce știe el? Bine, așa din America. Nu din Timișoara, nici din România. La 18 ani, copilul zice așa. Bătrâna asta a copilărit cu dinozaurii. La 25 de ani, cum gândește un copil? La 25 de ani, cum gândește un copil? Posibil că mama să știe ceva despre asta. La 25 de ani, deja încep lucrurile să ia o altă turnură și gândește așa. Posibil că mama știe ceva despre asta. La 35 de ani, copilul gândește așa. Și zice așa. Înainte de a decide, vreau să mă sfătuiesc cu mama. Îmi place. La 45 de ani, cum gândește copilul? Dorine. La 45 de ani, precis că mama poate să mă întrube. 45 de ani. La 55 de ani, ce gândește copilul? Fiți atenți. Eu am 55. Ce-ar fi făcut mama în cazul acesta? La 65 de ani, de-aș fi putut să vorbesc despre asta cu mama. Femeia din Sunem era bogată nu pentru că avea bani.
Bogăția ei adevărată consta în faptul că era o mamă și nu orice fel de mamă. Însă, numărul 3, bogăția, adevărata bogăție a femeii din Sunem. Și aici vreau să rămânem în această seară, următoarele câteva minute. Adevărata bogăție a femeii din Sunem era credința ei. Credința. Și subiectul din această seară, acestei predici, este credința exagerată. Adevărata bogăție a acestei femei bogate din Sunem era, de fapt și de drept, credința ei exagerată. Era credința ei extremă, dacă vreți. Era credința ei, dacă vreți, neobișnuită. Și încă ceva. Era credința ei absurdă. Credință exagerată. De ce spun că femeia aceasta avea cea mai mare bogăție din viața ei? Credința adevărată, credința exagerată. Știți toate povestea, am citit-o, istoria, în mod miraculos, la o anumită vârstă, femeia aceasta, care avea un soț mult mai în vârstă decât ea, primește în dar un copil. Copilul se naște și după câțiva ani de la naștere, în adolescență, probabil 14-15 ani, aproximativ, zic eu, este deducția mea, între 10 și 15 ani, copilul moare. În momentul când copilul acesta, ca dar din partea lui Dumnezeu, moare, femeia aceasta din Sunem, bogată, își duce copilul în camera omului lui Dumnezeu, pe care o construise pentru Elisei, omul lui Dumnezeu, și îl pune pe pat. Și duce la soțul ei și nu-i spune că, virgulă, copilul a murit. Și duce la soțul ei și îi spune că se va duce la Elisei, la omul lui Dumnezeu, prin a cărui rugăciune și profeție s-a născut copilul ei. Și se își ia o slugă cu ea, pentru că era bogată, și ia un rob, eu știu, un sclav sau ce era pe vremea aceea, și în mare grabă fuge la omul lui Dumnezeu care locuia pe muntele Carmel. Și în timp ce urca pe Carmel, acolo unde locuia omul lui Dumnezeu, Elisei, știți, oamenii lui Dumnezeu se simt bine numai pe stâncă. Ei, pe munte. Pe locuri înalte. Amin. Amin. Dumnezeu. Oi, las, ca și Lot se simt bine în câmpiile Sodomei. Dar oamenii lui Dumnezeu, ca Avram, le place și aleg întotdeauna muntele. Doamne, ajută-ne și pe noi ca aceasta. La aceasta. Însă, în timp ce se urca pe munte, spre pe Carmel, la sărașul omului lui Dumnezeu, Elisei o vede și zice lui Gehazi, slujitorul, ce, uite, du-te, uite, o văd pe sunamita aia că urcă spre noi, du-te, vezi. Ce treabă, e bine? Fiți atenți, copilul ei era mort în casă. A plecat în mare viteză de acasă, de la ea, spre Elisei. Și când Elisei, prin Gehazi, o întreabă, soțul tău e bine? Copilul e bine? Și ce răspunde femeia aceasta? E bine. Asta am numit eu credință exagerată. Asta am numit eu credință neobișnuită. Asta este credință, altfel spus, extremă. Și aici aș vrea Duhului Dumnezeu să ne dea câteva o călăuzire de care cred că toți avem nevoie. Fraților, credința normală în Dumnezeu este o credință exagerată. Credința adevărată în Dumnezeu este o credință neobișnuită. Credința reală și, dacă aș putea spune încă o dată, credința normală este o credință nemaipomenită, este o credință absurdă, pentru că mi s-a descoperit din Cuvântul lui Dumnezeu o chestiune extraordinară. Dacă credința mea și a ta, dacă credința noastră, fraților, nu-i exagerată, dacă credința mea nu-i neobișnuită, dacă credința mea nu este extremă, nu extremistă, dacă credința mea nu este extremă, aia nu-i credință reală, ci este un înlocuitor, este ceva care seamănă cu credința, este ceva care nu are nimic de a face însă cu credința despre care ne învață Cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să o avem, Doamne, dă-ne tuturora. Rugăciunea mea în această după-amiază pentru toți cei ce ascultați Cuvântul lui Dumnezeu este aceasta. Doamne, dă-ne și
nouă credință exagerată. Doamne, dă-ne și nouă credința acestei femei. Și când Gehazi o întreabă, ce face copilul tău? E bine? Auziți aici, îndrăzneală. E bine. Credință exagerată. Credință normală. Credința exagerată, de fapt, este credință normală. Credința neobișnuită este, de fapt, credință normală. William Carey, care este considerat părintele misiunii moderne, și-a făcut multă misiune în India și a evangelizat mari părți în India, a renunțat la confort și la avere pentru a merge și a predica Evanghelia în India. Unul dintre cele mai memorabile citate din viața acestui om este următorul. Așteaptă-te la lucruri mari de la Dumnezeu, fă lucruri mari pentru Dumnezeu. Amin. Amin. William Carey a zis o chestiune care mi-a atras atenția și tare mi-a plăcut și ăsta, am zis ăsta precis și el a avut credință exagerată. A zis, așteaptă-te la lucruri mari de la Dumnezeu. Să vă pun în contextul acestui mesaj, așteaptă-te de la lucruri exagerate de la Dumnezeu. Așteaptă-te de la Dumnezeu să primești lucruri neobișnuite. Așteaptă de la Dumnezeu să-ți răspundă la cele mai imposibile rugăciuni. Așteaptă de la Dumnezeu să-ți răspundă la cele mai imposibile cereri. Amin. Dar la cele mai importante și cereri reale pe care le avem înaintea lui Dumnezeu. Să vă spun câteva lucruri despre credința adevărată, normală sau exagerată. Credința adevărată nu gândește normal. Să știți. Credința exagerată sau credința adevărată nu gândește natural. Credința adevărată gândește supranatural. Credința adevărată sau credința exagerată, adică credința biblică, nu gândește normal, dar nici anormal, ci credința adevărată, biblică sau exagerată, gândește peste normal. Gândește supranormal sau supernormal sau, în alte cuvinte, supranatural. Doamne, ajută-ne la aceasta. Încă ceva despre credința adevărată, adică credința biblică, ai atât un grăunte de muștar. Credința adevărată, sau dacă vreți, credința exagerată, face afirmații și declarații neobișnuite. Te șochează. Fiul ei e mort. Și când Gehazi o întreabă, ce face fiul tău, e bine? Ea spune, e bine. Asta este credință normală. Asta este credință neobișnuită. Asta este credință. În rest e fărșeală. În rest este religie moartă care nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Credința exagerată sau credința biblică face afirmații și declarații neobișnuite. Credința normală sau biblică sau exagerată face afirmații șocante, uimitoare și neașteptate. Fiul ei e mort. Și o întreabă Elisei, e bine fiul tău? Și zice, e bine. Păi asta te șochează. Puneți-vă măcar pentru un minut în postura acestei femei. Mamă. Atenție, mamă. Copilul tău, fica ta, băiatul tău, fiul ăla la care ții atât de mult, eu mă pun în postura soției mele. Fii? Să-i moară fiul. Sau să ne moară fiul. Și cineva să o întrebe, e bine, Deni? Și ea să spună, e bine. Puneți-vă un moment, sau asta se... Puneți-vă fiecare în dreptul dumneavoastră în scenariul acesta. Dacă ai ști că fiul tău e mort, sau fica ta e moartă, și cineva te întreabă, cum este fica ta sau fiul tău, tu să spui, bine, ai putea? Ei, femeia aceasta, când a fost întrebat de ce face fiul mort, ea spune, e bine. Știți cum aș mai putea traduce predica asta sau textul ăsta într-un singur cuvânt? Bine. Credința exagerată, frați și surori, face afirmații, declarații neobișnuite. Credința biblică sau asta normală sau asta exagerată, același lucru, face declarații uimitoare, șocante și neașteptate. Cineva a spus o chestiune care mi-a atras atenția și mi-a notat-o. A zis așa. Nu voi fi un om obișnuit.
Pentru că am dreptul să fiu un om extraordinar. Nu voi fi un om obișnuit, pentru că am dreptul să fiu extraordinar. Știți cum se traduce altfel? Nu voi fi un om ordinar, adică comun. Ci voi fi un om extraordinar, pentru că am dreptul în Hristos, prin credință, să fiu extraordinar. Nu voi fi natural, că natural e toată lumea, ci pot să fiu supranatural, prin credință, prin Duhul Sfânt, prin Cuvântul Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Știți cum este credința exagerată? Adică adevărată. Adică normală. E precum întâmplările din cartea lui Iona și a lui Daniel. Cartea Iona, Geneza, Iona și Daniel sunt cele mai criticate cărți din Biblie de atei. Ateii sunt oameni care cred. Să știți că ateii nu sunt necredincioși. Ateos înseamnă, din limba greacă vine termenul, cuvântul ateu, ateos înseamnă nu și teos Dumnezeu, nu Dumnezeu. Ideea pe care o are un ateu este că nu cred în Dumnezeu, nu, că nu, ei cred că Dumnezeu nu există sau nu cred în Dumnezeu. Ceva, o bulimășeală de genul acesta este în mintea unui ateu. Însă știți care este problema ateilor? Ei cred. Ateul crede. Dar nu în Dumnezeu. Știți în ce crede totuși ateul? Ateul are religia lui. Ateul însă a ales să creadă în nimic. Ateul a ales să creadă în nimic. El nu crede în Dumnezeu, dar în ceva tot crede. Ateul a ales să creadă în nimic. Adică el crede cam așa. Nimic a creat cerurile și pământul. Nimic. Adică un accident, un hazard. A creat omul. Și unul dintre noi, unii dintre noi să și reușiți pe deasupra. Și acum, imaginează-ți că un nimic, adică nimic. Un accident, așa. A creat cerurile și pământul. Și mamă, ce frumos e pământul ăsta. Că nu ne-a mai deslipit de el. Numai că vine moartea și tot trebuie să pleci. Dacă nu te pocăiești, o iei în jos. Dacă te pocăiești, o iei în sus. Amin. Amin. Însă, ateul crede în nimic. Și el crede că cerurile și pământul au fost create de nimic. Ei, creștinul crede în Dumnezeu și declară și crede că cerurile și pământul au fost create de un Creator și numele Lui este Dumnezeu și este un Dumnezeu inteligent și atot înțelept și este plin de dragoste și ne iubește pe toți așa cum suntem și L-a trimis pe Iisus Hristos să moară în locul nostru, dar crezând în Iisus Hristos avem viață veșnică, glorie Domnului. Amin. Însă știți cum este credința asta exagerată? Credința exagerată este în felul acesta. Să crezi cartea Iona, cartea Daniel și cartea Genezei. Și să crezi Evanghelia și Noul Testament. Știți? Cărțile astea trei pe care le-am amintit, Geneza, Daniel și Iona, sunt cele mai criticate și bajocorite cărți de critici, de agnostici, de atei, de necredincioși, de liberi gânditori. Și spunea, hai, domnule, terminați. Ce minunile astea spună? Terminați, domnule, cum puteți crede voi că Dumnezeu a creat cerurile și pământul în 7 zile și, pe urmă, l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa? Zice, cum puteți voi crede, domnule, minunile alea din cartea Iona, că un pește mare l-a înghițit pe Iona și a stat Iona vreo 3 zile și 3 nopți în stomacul peștelui sau ce-o fi fost de la un monstru marin, un ceva mare. Și după aceea l-a scuipat, l-a vomitat pe țăr și Iona s-a dus și-o pe. Cum puteți crede? Bunicul care a zis o chestiune care cred că v-am mai spus o dată, dar risc să o repet. A zis așa. Bunicul care ceva rupe cu mine. Și a zis așa, zice, dacă Biblia ar fi spus că Iona l-a înghițit pe pește, eu și atunci aș fi crezut. Știți, asta este credință exagerată. Dar asta este credință. Amin. Asta este credință. Biblia a spus că peștele l-a înghițit pe Iona și după 3 zile Iona a ieșit bine de acolo, dar vă rog, nu mersi, știi, a ieșit cumva. Aș fi fost curios să văd cum arăta Iona după 3 zile în pântecele, în stomacul peștelui, acolo, cu toate sucurile.
discursurile alea castrice care au început să-l frământe și să-l facă din negru alb, știi? Când atunci când pește l-a înghițit Iona, era negru de supărare. Când a ieșit, era cu minte, cu căi și alb. Că l-a luat Dumnezeu, l-a curățit pe acolo, știi? L-a macerat. Știți, vin unii și spun atei necredincioși, hai, domnule, terminați. Cum adică, domnule, i-au băgat pe aia trei Nebucanețar sau cine? I-au băgat pe aia trei tineri în crematoriul ăla încălzit de 7 ori mai tare și au ieșit de acolo fără să miroase a fum? Vedeți, ateul spune așa ceva, este imposibil. Știți însă ce spune credința adevărată sau exagerată? Credința adevărată spune orice scrie Biblia, eu am ales să cred. Credința exagerată spune eu cred în Dumnezeu și atunci când logica mea spune că nu există, eu cred în Dumnezeu. Și ce spune credința exagerată? Spune atunci când rațiunea mea îmi spune că Dumnezeu nu există, atunci când rațiunea mea spune roagă-te, că și așa nu răspunde, și atunci când eu mă rog și Dumnezeu nu răspunde, rațiunea spune renunță la credință, eu și atunci am ales să cred în Dumnezeu, pentru că Biblia spune la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul, gloria lui Dumnezeu. Asta spune credința exagerată. Dar asta doar exagerată este credința noastră. Doamne, dă-ne tuturor. Știți cum este credința biblică, credința femeii din Sunem? Credința exagerată este credința care sfidează obișnuitul. Credința exagerată este credința care sfidează naturalul și credința exagerată este credința care este mereu neînțeleasă și criticată. Dar funcționează. Serios. Credința exagerată este mereu criticată. Un om care are credință exagerată este mereu criticat. Când spun credință exagerată, repet, mă refer la credința în Dumnezeu și în tot cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem obișnuiți să funcționăm numai în natural. Știi? În lumea naturală. În lumea asta pe care o văd, o miros și o palpez. Suntem obișnuiți să funcționăm numai în natural și numai în rațional. Ce depășește naturalul și raționalul, spunem, nu se poate. E imposibil. Zilele trecute, în urmă cu o săptămână, un preot din Anglia, în fața congregației sale, s-a ridicat și a spus terminați cu Dumnezeu. Ce Dumnezeu? Nu există Dumnezeu. Biblia ne-a fost dată să ne învețe cum să trăim frumos. Dar Dumnezeu nu există. Ce minuni? Nu există nicio minune. Minunea suntem noi, spune el. Și l-a repudiat și l-a renegat pe Dumnezeu într-un mod foarte bătăran. Să-i fie rușine. Dar preotul ăla, cine știe ce-o fie? Vedeți? Ceea ce nu poți accepta cu raționalul și natural, mintea îți spune că este imposibil și inadmisibil și inacceptabil, că nu se poate altfel. Și ce ne spune rațiunea din lumea naturală, și noi trăim în lumea naturală, rațiunea ne spune așa, să credem numai ceea ce vedem. Asta ne spune rațiunea. Să crezi numai ceea ce vezi, să crezi adevărat este numai ceea ce înțelegi, adevărat este numai ceea ce are explicație, numai asta este adevărat. În rest, nu este nimic adevărat. Ei, astea sunt copilării, astea sunt copilării. Doamne, dă-ne tuturor credința adevărată. Amin. Dă-ne tuturor credința aceea exagerată, dar echilibrată, care găsește satisfacție și bază în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Știți cum este credința biblică și adevărată, domnilor și doamnelor? Pentru credință nu există imposibilul. Mulțumesc de amin cu putere. Alo, amin. Pentru credință nu există imposibilul. Și ce cred? Cred că stânca este proprietară pe biserică, pe terenul acesta. Amin. 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 În urmă cu 10 ani, când am cumpărat, când s-a cumpărat terenul acesta, m-am întâlnit cu un pastor din oraș și a zis, frate Daniel, am auzit că vreau să plantez o biserică aici în zonă. Deci, frate Daniel, asta era Marius Bilcean.
A zis, păi, Daniel, am auzit că ați cumpărat teren. Problema era că nu cumpărase nimic. Dar el a auzit și zvonul lui Zedu printre pocăiți, ca și printre nepocăiți, dar mai ales printre pocăiți. Și pentru o fracțiune de secundă a trebuit să gândesc. Eu eram în mașină, el era pe trotuar și a spus așa. A spus, da. Acum, unii veți spune, a fost minciună. Nu, n-a fost minciună, a fost credință exagerată. Și zice că după vreo 2 ani am cumpărat terenul acesta. Partea care se cuvine stânci și normal acum trebuie să cumpărăm este. Și ce înseamnă asta? Cred că e credință exagerată și Dumnezeu a zâmbit. Eu nu aveam nimic aici. Însă cred că Dumnezeu m-a pus la test. Și când ăsta m-a întrebat, aveți terenul? Am auzit că aveți terenul. Eu am spus, da, l-avem. Cred că Dumnezeu a zâmbit și a spus, na, pentru credința asta exagerată, o să aveți teren. Și zice, mi-a dat terenul și ne va mai da terenul. Vă dau un exemplu de credință exagerată. Vezi, zice că mă laud. Nu mă laud, dar sunt încântat de bucuros. Botez. Am început cu botez la 3 luni. Mai ținut de Cătălin. Am început botez la 3 luni și formă mi-a zis mie Duhul Domnului, prea departe 3 luni. Fă-o la 2 luni. Și ce? De 3 ani de zile. Anunțăm botez prin credință și Dumnezeu a binecuvântat de fiecare dată. De fiecare dată. De fiecare dată. De fiecare dată. Când aud alții, spun, cum adică tu? Voi sunteți nebun? Da, suntem nebun. Asta este credință exagerată, dar asta este credință reală. Este singura credință pe care Dumnezeu o poate binecuvânta. Slavă lui Dumnezeu. Amin. Și acum vă dau o veste bună, mă apropii de încheiere. Asta mai durează de 25 de minute. Știam că trebuie unii să vă treziți, trebuie unii să vă treziți. Știți? Pentru credința exagerată, pentru credința biblică, pentru credința reală, nu există imposibilul. Nu există imposibil. Mă mai întâlnesc cu fraii surori, ce mai faceți? Și știți expresia? Ca un light motiv, cu semnul minus. Ca pe pământ. Ce mai faceți? Guvernul Bob, guvernul Năstase, guvernul se duce, face tot istoric. Politic. Nu mă interesează. Ce mai faceți? E așa de of. Lumea asta. Știți cum e pe pământ, frate Voca? Știți? Știu, zic. Știi cât știu. Deci nu știi cât știu. Însă pentru credința biblică, pentru credința biblică, fraților, nu există termenul imposibil. Și a spus femeia aceasta, fiul ei era mort. Și-o întreabă Elisei prin Gehazi, e bine? Și ea spune, e bine. Pentru credința exagerată nu există imposibil, ci doar bine în ciuda răului. În ciuda ceea ce se întâmplă în jurul meu, în ciuda ceea ce se întâmplă în familia mea, este doar bine prin credință. Pentru că credința nu se uită la lucrurile care se văd, ci se uită la lucrurile care nu se văd. Și noi ne uităm la Dumnezeu care nu se vede cu ochiul liber, ci se vede doar prin ochiul credinței, și El binecuvintează și răsplătește pe cei ce cred în El și pe cei ce îl caută. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Pentru credință nu există imposibilul, ci doar viață în ciuda morții. Fiul ei era mort și ea spune, e bine! Ce înseamnă asta? Viață în ciuda morții. Și ce înseamnă asta? Pentru credință nu există imposibilul, ci există doar vindecare în ciuda bolii. Amin. Și poate că ești bolnav în seara asta. La terminare, când dau mâna cu tine, dacă ajung până la ora aia. Dar ajung. Prin credință. Și tu ești bolnav și dau mâna și te întreb, ce mai faci? Și cum trebuie să răspunzi? Sunt bine. Cum mai ești? Sunt foarte bine. Mă întâlnesc cu tine de 15, 16, 19, 20 de ani, aici, la Timișoara, la Sebiș, pe unde mai lucru. Ce mai faci? Cum mai ești? Și îmi răspunde o fată de 19 ani. De ce? Bine. Zic, cum poți să zici bine la vârsta ta? La vârsta ta trebuie să zici foarte bine. Amin. Nu se poate să zici bine. Trebuie să zici foarte bine. Nu se poate să zici rău când ești creștin. Cum ești? O, nu mă simt bine. O, cum ești? Sunt rău. Nu? Prin credință, dacă ai credință exagerată, spui, sunt bine. Amin.
Pentru că astea sunt cuvintele declarative ale credinței adevărate. Asta este atitudinea credinței adevărate. Pentru credință nu există imposibilul. Și ce înseamnă asta? Prin credință noi rostim prosperitate în ciuda sărăciei. Amin. Amin. Să știți că eu nu sunt păcat, dar binecuvântat sunt. Amin. Și asta v-am mai spus de vreo 10 ori ca să o pricepeți careva. Nu sunt bogat, dar sunt binecuvântat și asta înseamnă că am tot ce îmi trebuie și am să dau și la alții din când în când. Asta înseamnă binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-o dă. Știți? Prin credință nu există imposibilul și există mântuire în ciuda răzvrătirii. Singurul lucru care îl impresionează pe Dumnezeul nostru atotputernic, slăvit să fie numele. Singurul lucru care îl impresionează pe Dumnezeu la maxim este tocmai credința asta exagerată, credința asta extremă, credința asta neobișnuită. Vă pun o întrebare, fraților. Mai așteptăm noi azi ca Dumnezeu să mai lucreze prin semne și în mână? Știți cum suntem unii dintre noi? Să nu îmi permit să fie obraznic și să zic că majoritatea suntem așa. Știți însă cum sunt unii dintre noi, că eu nu sunt dintre ei. Se duc la biserică, necăjiți. Pleacă de la biserică, necăjiți. Se duc la biserică și așteaptă să cânte, așteaptă să audă o predică, dar nu așteaptă să se întâmple nimic. Și Dumnezeu face după așteptările tale. Dumnezeu întotdeauna lucrează după așteptările tale. Și ce spunea Richard Burgran, nu credeți numai într-un Hristos istoric, a zis el. Noi toți credem într-un Hristos istoric, dar mai credem și într-un Hristos actual? Mai credem și într-un Hristos care este același ieri, azi și în veci de veci? Mai credem într-un Hristos care este prezent în această după-amiază, în locul acesta, gata să vindece, gata să ierte, gata să te ridice, gata să intervine în necazul tău, în durerea ta, în moartea ta? Știi? Poate că în familia ta există oameni nemântuiți. Și zrăi, și dificil. Și poate că ai copil dificil, poate că ai soț dificil, poate că ai soție. Foarte dificil. Știi? Ei, ce faci? Cum gândești? Ce atitudine ai? Când o să te întrebe cineva data viitoare, ce face fiul? Sau ce face fiica? Sau ce face soțul? Trebuie să ai atitudinea credinței exagerate și să spui, bine. Ce face cu tare? E mântuit? Asta sună nebunie, dar doar asta este credința. El nu-i mântuit. Dar tu spui, este mântuit pentru că asta înseamnă credință. Ce face fiul dumneavoastră? Frate Deni m-a întrebat cineva recent. O, zic, e foarte bine. Serios, uita la mine? O, zic, fiul meu, e bine. E pe calea Domnului. El este între ei, știi? Dar eu am spus, e pe calea Domnului. Și așa este, frate. Asta înseamnă credință. Ce se întâmplă în viața ta? Bine! Spune bine se întâmplă! În numele Lui Iisus Hristos se întâmplă bine! Ce se întâmplă la serviciul tău? Și tu nici n-ai serviciu și tu spui bine! Cât câștigi? Foarte mult! Fraților, ne trebuie o atitudine de nebunie. Pentru că asta este credință. Nebunie în ghilimele. Pentru că asta este credința care îl topește pe Dumnezeu. Asta este credința exagerată. Dacă nu vom hotărâ, fraților, să trăim cu credință exagerată, nu ne vom vedea copii în viață. Nu ne vom vedea soții mântuiți, nu! Doar când hotărâm să avem credință exagerată, pe ăia răzvrătiți din familie noastră, Dumnezeu îi va îmblânzi. Dar trebuie să îi vedem noi blânzi, înainte ca Dumnezeu să îi îmblânzească. Amin? Asta înseamnă credință exagerată. Când te uiți în jurul tău, se pare că totul se duce în jos, economia, și că iară vine un val de recesiune. Who cares? Cui pasă? Pentru că noi îl avem pe Dumnezeu, Tatăl. Amin. Și noi credem Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Așa spun, o să cadă euro, o să cadă Grecia, o să cadă Olanda, o să cadă Norvegia, o să cadă România. Să cadă. Noi nu cadem pentru că noi suntem pe stâncă. Stânca fiatulilor este Domnul nostru Iisus Hristos, că vi se fie numele. Și acum chiar închei. Știți, credința asta exagerată este una dintre plăcerile vieții mele.
Și vă recomand tuturor, fiți credincioși exagerați. Amin. Ai curajul să crezi, să-ți produci, să-ți făurești o credință exagerată. O teologie serioasă, spunea tot Richard Wurmbrand, care pune accentul numai pe un Hristos istoric, e foarte periculoasă pentru suflet. E moarte deghizată în bucurie, spune Richard Wurmbrand. Moarte deghizată în bucurie. Dacă crezi doar într-un Hristos istoric, nu, noi avem nevoie să credem într-un Hristos actual. Care încă înviază morții, încă ne mântuiește fetele și băieții, încă dă vindecare prin puterea Lui de Dumnezeu, gloria Lui Dumnezeu. Fii credincios exagerat, adică crede în Iisus Hristos din toată inima și vei vedea ce lucrări minunate va face Dumnezeu în viața ta. În final, vreau să vă spun încă un adevăr foarte important. Credința exagerată e întotdeauna la timpul prezent. Credința exagerată este întotdeauna la timpul prezent. Ce face fiul tău? Ăla era mort. Dar ea spune, bine. Credința exagerată, credința care funcționează, întotdeauna este la timpul prezent. Amin. Amin. Credința care mută munții, zice Domnul Iisus, este la timpul prezent. Zice, tu să crezi în inima ta că deja s-a petrecut miracolul. Asta este credința exagerată. Asta este credința pe care Dumnezeu o aplaudă. Aici la stânca, din când în când, îi aplaudăm și încurajăm pe cei ce cântă, predică, pe cei ce declamă. Și îi aplaudăm, da? Îi aplaudăm și bine facem. Este un spirit bun pe care vrem să-l menținem așa, cu echilibru și cu înțelepciune. Trebuie să știi, când hotărăști să crezi exagerat, Dumnezeu te aplaudă pe tine. Tu spune ăsta da. Ăsta da. Un centurion, un sutaș, s-a dus la Domnul Iisus și a zis, Doamne, vindecă-mi robul peste mâna. Și Domnul Iisus a zis, hai să mergem. Și ce sutașul, sau cine era un tip, a zis, nu, Doamne, nu sunt vrednic să vii sub acoperea mântului. Dar zi un cuvânt. Căci și eu am oameni sub stăpânire. Și le spun aia și face. Te duce acolo și se duce. Și când aude Iisus Hristos, și vede credința acestui om, spune, adevărat vă spun că în tot Israelul n-am găsit așa ceva. Ăla, sutașul știa că Iisus Hristos are sub puterea Lui boala și moartea. Are vindecarea și are viața. Și a spus, Doamne, Iisuse, zi un simplu cuvânt și va fi tăvăduit. Și s-a tăvăduit chiar în ceasul acela. Și un alte femeie zice, Iisus, o femeie, mare este credința. Doar credința exagerată îl impresionează pe Iisus Hristos. În rest, putem să ne rugăm și putem să cântăm și putem să predicăm că nu-L impresionăm. Doar când credem exagerat, îi muiem și topim inima lui Dumnezeu și atragem atenția Domnului Dumnezeului nostru. Credința e întotdeauna la timpul prezent. Frașii și sori, vă recomand, vă poruncesc, în ghilimele, îndrăsnesc să vă rog, fraților. Nu știu cum aș face să vă motivez. Ai curaj să crezi că Dumnezeu, să ai curaj să crezi exagerat, că Dumnezeu încă este specializat în învierea fiilor morți, în păcate. Ai curaj că Dumnezeu este încă specializat în ridicarea celor căzuți. Ai curaj că Dumnezeu încă este marele medic, este Domnul care te vindecă și încă înviază și ridică și dă vindecare, slăvit să fie Dumnezeu. Ai curaj să înțelegi că credința întotdeauna este la timpul prezent. Nu renunța la vise. Nu renunța la vise sub nicio formă. Nu renunța la a urca. Nu te da bătut niciodată, că dacă te dai bătut numai în jos te duci. Am citit recent, am auzit, de fapt, de la Joel Osteen, o chestiune foarte importantă. Joel Osteen e faimos speaker american, predicator american, nu e el grozav. El este evanghelic, dar nu predică. Evanghelia doar te încurajează. Cei ce aveți nevoie de încurajare, intrați pe joelosteen.com și veți fi foarte încurajați. Însă, Joel Osteen, la un moment dat a folosit o ilustrație care tare mi-a plăcut și tare se potrivește pentru noi, pentru fiecare, și spune
Am avut un prieten care a avut un accident, sau zice, am un prieten care a avut un accident și în accident și-a zdrobit amândoi genunchii. În accident și-a zdrobit amândoi genunchii. Și doctorul le-a spus, vei fi foarte norocos dacă vei mai putea merge vreodată. Foarte norocos dacă vei mai putea merge vreodată. Când a ieșit însă tânărul acesta după accidentul grav în care și-a zdrobit și și-a distrus amândoi genunchii, când a ieșit din spital, fiți atenți ce a făcut. Asta credință exagerată. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să se înscrie într-un club sportiv. Prin credință. În ciuda tuturor pronosticurilor negre cu semnul minus, din partea tuturor doctorilor din spitalul acela, care i-au spus și l-au încurajat să fii norocos dacă vei mai putea umbla vreodată. Dați seama ce l-a încurajat doctorul ăla. Ăsta, când a ieșit din spital, s-a înscris într-un club sportiv, dar n-a putut să meargă acolo decât după un an. Și ce a făcut? Și-a setat mintea să meargă. Nu și-a setat mintea pe cărucior să nu meargă. Deci avem nevoie noi toți aici, în această seară, să ne setăm mintea, să mergem, să zburăm, să fim oameni de succes, să credem în dreptul copiilor noștri că sunt mântuiți, că sunt vindecați, că sunt transformați, că sunt ridicați prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Și vă spun finalul. Și ce s-a petrecut? Deci Austin putea fi ușor, putea foarte ușor să se afunde în depresie, în mediocritate, în fatalism. Dar a decis să creadă în Dumnezeu că se va vindeca și încheie el așa. Și acum este atlet. O veste adevărată. Este atlet. Pentru că s-a setat nu pe cărucior, nu pe depresie, ci pe vindecare. Slăvit să fie Domnul. Știi? Poate și ție ți s-a petrecut ceva foarte urât. Astăzi, ieri, alaltă, din anii care au trecut, poate ți s-a petrecut ceva foarte urât. Sau cineva a vorbit foarte urât despre tine. Nu-i permite răului să ți se cuibărească în minte. Nu permite răului să ți se cuibărească în minte. Continuă să crezi în Dumnezeu și în puterea Lui miraculoasă. Continuă să crezi în scala care urcă, nu în scala care coboară. Amin.